Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este domnul Valeriu Stoica, fost președinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Stoica, și mulțumim foarte mult că ați venit din nou la În fața ta. Cu plăcere la dumneavoastră. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Valeriu Stoica, o să încercăm să luăm așa imaginea prezentului României și să o fragmentăm și să ne dăm seama unde se poate duce societatea, economia, dar și clasa politică. Haideți să începem însă cu niște evenimente recente care ne pot arăta felul în care va funcționa clasa politică de aici încolo, până anul viitor, când sunt atâtea runde de alegeri. Avem recent, cred că e o premieră, parte de un atac direct între partenerii de coaliție, între liderii partenerilor de coaliție. Domnul Marcel Ciolacu l-a atacat direct pe domnul Ciucă, nu o făcea până acum, ataca mai degrabă Partidul Național Liberal în ansamblu. Tema este asta spinoasă a rezolvării situației pensiilor speciale, un angajament pe care România și l-a luat în PNRR, și fără de care, cel puțin teoretic, fără să-l rezolve, nu poate primi o următoare tranșă de bani. La ce ne uităm aici? La o chestiune tehnică? E o dispută pe niște probleme tehnice legate strict de pensiile speciale și rezolvarea problemei? Sau sunt poziționări politice pentru viitor? Ne uităm la un cartof fierbinte. Și atunci când există un cartof fierbinte în jar, nimeni nu vrea să-l scoată. Și când într-o coaliție sunt mai multe partide, fiecare speră că celălalt partid va scoate cartoful fierbinte din jar. Adică fiecare speră că celălalt partid se va frige. Cartoful e foarte fierbinte. A ajuns să fie foarte fierbinte. Pentru că dacă ne uităm la numărul celor care beneficiază de aceste pensii de serviciu, cred că numărul e aproape de 200.000 în momentul de față. Cei mai mulți sunt în sectorul militar, având în vedere toate componentele sectorului militar, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, serviciile. Aici mi se pare că sunt vreo 180.000 de pensii speciale, dacă informațiile mele sunt corecte. Dar adăugând și celelalte zone care beneficiază de pensii de serviciu, se ajunge, cred că, aproape de 200.000. Asta înseamnă că e o gravă perturbare a principiului contributivității. Și asta înseamnă că sistemul de pensii, sistemul public de pensii, n-are cum să reziste câtă vreme un atât de mare număr de beneficiari ai pensiilor de serviciu nu respectă principiul contributivității. Sunt poveri foarte mari pe bugetul de stat și există de asemenea riscul foarte mare să pleznească sistemul de pensii, dacă nu cumva a și pleznit. Cartoful este extrem de fierbinte. Pentru că, pe de o parte, există aceste categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu și de potențial beneficiari, cei care urmează să beneficieze de aceste pensii de serviciu în continuare, cei care sunt acum în slujbă, dar se vor pensiona la un moment dat sau altul, este după aceea opinia publică. Partidele sunt penicova la opiniei publice și au deasupra mai multe ciocane. Ciocanul Comisiei Europene, ciocanul acestor categorii profesionale, fiecare luptându-se să-și păstreze aceste pensii de serviciu, și ca urmare PNL, PSD n-au curajul să pună mâna pe acest cartof fierbinte. Fiecare încearcă să îl arunce pe celălalt să bage mâna în foc să ia cartoful, dar până la urmă obligația de a rezolva această problemă este a guvernului. Iar guvernul este format și din PNL și din PSD și din UDMR. Riscurile UDMR sunt mai mici, dar motiv pentru care am văzut și opinii categorice împotriva reformei sistemului de pensii din partea unor reprezentanți UDMR. Ce se va întâmpla?
Nu cred că există curajul în acest moment ca această problemă să fie rezolvată. Și deși presiunea Comisiei Europene este foarte mare, deși riscul de a nu obține a treia tranșă din fondurile europene pentru Programul Național de Redresare și Reziliență este foarte mare și e vorba de o tranșă de peste 3 miliarde de euro, deși riscul e așa de mare, se pare că partidele politice apreciază că celălalt risc al ciocanelor interne care stau să le zdrobească pe Nicovală, pe Nicovală opiniei publice, și mă refer la categoriile profesionale care beneficiază de aceste pensii de serviciu, se pare că nu vor avea curajul aceste partide. O tot amână. Am auzit deseori de la politicieni povestea asta sau teoria cifrelor mari. Dumneavoastră ați fost politician și probabil ați auzit-o și dumneavoastră, 2 este întotdeauna mai mare ca 1, majoritatea este cea care ne dictează nouă politicile publice. Dacă în România o majoritate de cetățeni își dorește desființarea pensiilor speciale, și dacă am face acum un sondaj, cu siguranță am avea rezultatul ăsta. Deci marea majoritate a românilor desființarea pensiilor speciale. Știm asta. Deci un politician este pus între ce dorește majoritatea românilor și ce doresc 200.000 de oameni. Și atunci alegerea n-ar trebui să le fie mult mai simplă și celor de la PNL și celor de la PSD? La prima vedere așa este, mai ales că populismul minează în bună măsură toate partidele din coaliție, nu numai anumite partide din opoziție. Culmea, aici nici nu este vorba de populism. Nu, dar vreau să spun că atunci când e vorba de populism, iau discursul populist, dar aici, cum spuneți, e vorba de o majoritate reală, nu e exact. Vorba de a vinde un discurs populist, e o problemă reală care trebuie să fie rezolvată. Și atunci nu ar câștiga mai mult dacă ar rezolva problema pensiilor speciale decât dacă ar satisface această categorie de 200.000 de cetățeni? La prima vedere, da. Și unde dacă este ne problema? Uităm mai adânc, sunt câteva constrângeri pe care le au partidele politice. Mai întâi, ca să ia guvernul această măsură, ar trebui ca cel puțin 3 ministere să se pună de acord. Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție și serviciile. Am uitat al patrulea factor. Și când spunem servicii, când spunem Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, se pare că partidele au o mai mare teamă de aceste structuri decât de votanți. După aceea mai este încă o dificultate, dificultatea de ordin constituțional. Există rezerve din partea unor politicieni, au și declarat lucrul ăsta, bun, dacă facem reforma asta, s-ar putea ca ea să nu treacă la Curtea Constituțională. Cred că, până la urmă, cum spuneam mai devreme, e vorba de curaj. Curajul de a privi adevărul, de a vedea adevărul. Și mai e vorba de un curaj, curajul de a vedea nuanțele. Pentru că problema aceasta, cartoful ăsta fierbinte, nu e compact, nu e făcut din aceeași masă. Acum o să mă expun încă o dată celor care mă tot critică din toate părțile și în mediile online și în alte medii, dar eu cred că acest cartof fierbinte n-ar trebui privit ca formând o masă compactă. Și mă refer în primul rând la magistrații. Știu argumentul care se spune. Păi, de ce să dăm noi mai multă importanță magistraților decât medicilor, doctorilor, ofițerilor, militarilor, strungarilor, inginerilor? Toate profesiile sunt importante în România. Răspunsul meu la această abordare, care mi se pare populistă, e că și dictatorii iubesc, și militarii, și serviciile, și inginerii, și măturătorii, și strungarii. Ceea ce nu iubesc dictatorii, nu iubesc justiția independentă. Și atunci trebuie să vedem ce dorim noi în viitor. Dorim să avem o frână permanentă în calea concentrării și centralizării puterii? Sau credem că nu avem nevoie de ea?
toți cei care vor să pună semnul egalității între magistrați și celelalte categorii care beneficiază de pensii de serviciu, cred că uită acest lucru. Și nu cred că ar trebui să-l uităm, pentru că nu e vorba doar de magie. În fond, acest statut pe care nu-l numesc privilegiat, acest statut pe care îl au magistrații, nu este în primul rând pentru ei. Este pentru noi toți și inclusiv pentru cei care strigă împotriva magistraților. Așadar, cartoful ăsta fierbinte trebuie tăiat în felii. Și dacă mai vedem că magistrații care beneficiază de pensii de serviciu sunt în jur de 5.000, cred că în masa de 200.000 nu ei sunt adevărata problemă. Vedeți, iar dacă vedem care este miza acestei chestiuni, atunci, chiar dacă nimeni nu e de acord cu mine, eu o să susțin în continuare că prefer să am un păzitor al libertății mele decât să mă dau pe mâna unui dictator. De asta este atât de greu să faci reforma pensiilor speciale, pentru că toată lumea ar vrea să o facă, dar să nu se înceapă de la categoria lui profesională. Da, dar aici eu înțeleg spun, că dumneavoastră vă apărați spun, magistrații. Magistratura nu este doar o categorie profesională. Domnule Stoica, magistratura este un zid de apărare a libertății noastre. Eu nu am spus ca magistrații să nu beneficieze de salarii corespunzătoare muncilor. Dar cum vi se pare dumneavoastră o pensie a unui magistrat militar, e drept, de 10.000 de euro în România? Fără îndoială că asta sfidează bunul simț și asemenea exemple sunt cele care inflamează opinia publică. Și nu e vorba doar de militari. Există nu, și este la magistrați. Este un magistrat militar care încasează o pensie în România de 10.000 de euro pe lună. Eu am spus foarte categoric, ceea ce de data asta mi-a atras oprobiul magistraților. Am spus că sunt două corecții care trebuie să fie făcute în acest sistem. Pentru toți, da, și pentru magistrați. Prima corecție, vârsta de pensionare, pentru că dacă tot nu operează de plin principiul contributivității, măcar mărind vârsta de pensionare, să îndulcești discrepanța care există între volumul pensiei de care beneficiezi acest principiu al contributivității. Ca urmare, cred că trebuie să accepte și magistrații că vârsta de pensionare nu mai poate rămâne cea care este acum. A doua corecție. Păi dacă spunem că rata de înlocuire ar trebui să fie, sau mă rog, este potrivit legii 80 sau 85%, nu e admisibil ca să avem pensii mai mari decât salariu, cu tot felul de artificii care s-au creat de-a lungul timpului. Așadar, aceste două corecții trebuie să fie făcute. Acum mă întreb, de ce nu le face nimeni? Pentru că aceste corecții nici măcar nu sunt partea cea mai fierbinte a cartofului. Aceste corecții sunt o felie din cartof mai puțin fierbinte. Dar ar rezolva o parte din această problemă morală, în primul rând. Deci ar rezolva, pentru că totdeauna inflamarea opiniei publice se produce prin exemple. Noi, în general, suntem tentați să ne uităm la un exemplu și să credem la un moment dat, printr-un raționament inductiv, că acel exemplu exprimă toată realitatea. Și atunci n-ar trebui ca asemenea exemple să fie date la o parte, pentru că ele sunt cele care creează cele mai mari probleme. Dar, repet, asta este numai un aspect. Rămâne celălalt aspect. Volumul mare al celor care beneficiază de pensii de serviciu. O întrebare și un răspuns după o scurtă pauză. Cum vi se pare un angajat în România, în diferite funcții, că nu doar magistrații, sunt și alte categorii profesionale, iese la 40 și ceva de ani la pensie? Păi răspunsul e categoric, anormal, e anormal lucrul ăsta. E continuăm anormal. Discuția, vă propun, dar să discutăm puțin și despre ce soluții ar putea fi. După o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Ne-am întors în fața ta continuă. Valeriu Stoica este invitatul zilei de astăzi. În prima parte a discuției noastre, domnule Stoica, ne spuneați așa, că ar trebui acest cartof fierbinte, pensiile speciale, să fie feliat și găsite soluții diferențiate. La fel însă cum erați evident împotriva aberațiilor pensii de peste 10.000 de euro în România sau chiar și cu pensionarea la 40 și ceva de ani. O întrebare. Dacă
Pentru că devine atractiv să ieși la pensie. Pentru mulți e o afacere, știți foarte bine, să iasă la pensie cât mai devreme din aceste categorii și formă să-și continue activitatea. Că nu rămân doar pensionat. Este anormal, încă o dată spun. Vârsta de pensionare trebuie să fie, dacă nu aceea comună pe toată lumea, în orice caz trebuie să fie apropiată. Aș merge chiar până acolo încât să spun că nu văd de ce ar fi diferențiate pentru multe categorii nivelurile vârstei de pensionare. Ar putea funcționa. Dar ceea ce mi se pare foarte îngrijorător e că în spatele acestei chestiuni se ascunde un fenomen foarte periculos care se cheamă lene, nemuncă. Adică toată lumea, mă rog, exagerez acum când toată lumea, foarte mulți vor să intre în anumite servicii, de exemplu să intre în poliție, să intre în armată, pentru că vor ieși repede la pensie. Și după aceea vor putea să facă altceva. Încurajarea nemuncii, încurajarea acestei situații care în final are și efecte în economie foarte grave, cred că trebuie să înceteze, adică puțin curaj măcar în această privință trebuie să existe. În timpul activității profesionale, în multe din cazurile celor care primesc astfel de pensii speciale sau de pensii de serviciu, o explicație e că nu pot să facă în timpul activității profesionale și altceva. Asta e valabil numai pentru magistrați. Bun. Polițiști și așa mai departe. Ei sunt. Nu au aceleași restricții pe care le au magistrații. Dacă însă, pentru a beneficia de acele pensii speciale mari, generoase, cum vreți să le luați, ar rămâne această interdicție și după ce ești la pensie, atâta timp cât primesc acea pensie specială, să nu poată face și alte activități. Asta este o corecție justă. Adică, dacă vorbim de acea feliere a cartofului și de soluții punctuale, este o soluție justă. Dar eu în continuare spun, vârsta de pensionare este mult mai importantă. Ce spuneți dumneavoastră este un adjuvant care i-ar descuraja să iasă la pensie mai devreme, pentru că se pot pensiona la o vârstă fragedă, dar nu sunt obligați să o facă. Și atunci acest adjuvant de care vorbiți, acest paliativ, i-ar descuraja să se pensioneze. Dar cel mai bine este să se ridice vârsta de pensionare. Aș vrea să înțeleg ceva și poate mă explicați dumneavoastră, pentru că ați fost și ministru al justiției și putem vorbi să ne referim doar la pensiile magistraților. Pornind de la pensia despre care vorbeam mai devreme, cea de 10.000 de euro pe care o încasează un magistrat militar. Această pensie de 10.000 de euro este evident un privilegiu. Da. Cred că suntem de acord. Este, cum spuneam mai devreme, o cifră scandaloasă. Bun. Deci dacă această pensie specială, da, este un privilegiu, asta nu încalcă Constituția? Pentru că la articolul 16 din Constituție se spune că cetățenii români sunt egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. Creând aceste categorii de speciali, magistrații sunt o categorie de speciali. Asta nu contravine articolului 16 din Constituție? Aici văd că iarăși ați pornit de la un exemplu care este scandalos și ajungeți la o categorie, categoria magistraților. Dacă vorbim de acel exemplu scandalos, deja știm despre ce e vorba și știm care e părerea noastră. Pensia specială este un privilegiu. Dar dacă vorbim de pensia de serviciu, eu nu folosesc termenul de pensie specială, folosesc termenul de pensie de serviciu, cel puțin Curtea Constituțională a spus că nu este vorba de o discriminare.
Nu vreau să facem acum teoria discriminării, dar ca să vorbim de discriminare trebuie să fie vorba de diferențe în interiorul aceleași categorii. Pensia aceea de 10.000 de euro este o discriminare gravă. Dacă când e vorba de o categorie ai cărei membrii sunt tratați egal, nu e vorba de discriminare. Dar nu este o discriminare în relație cu alte categorii profesionale, cu categoria medicilor sau profesorilor? Dacă am așa, ar însemna că ar trebui să avem un singur nivel de salariu pentru toate profesiile. Dacă am judeca așa, ar însemna că și cei care muncesc bine și cei care muncesc special, ar trebui să aibă același salariu, pentru că e o discriminare. Nu, aici este vorba de un singur principiu despre care vorbeam la începutul emisiunii. Diferențele între categorii profesionale, diferențele interiorului categorii profesionale, dacă sunt diferențe de valoare a muncii, de calitatea muncii, justifică și diferențe de salariu. Domnule ministru, nu ar trebui ca tuturor salariaților din România să li se aplice același principiu al contributivității? Regula e corectă, principiul este corect și dacă aș face o derogare de la acest principiu, am în vedere o singură situație. Pentru că ați pomenit de judecătorii Curții Constituționale. Inevitabil, toată lumea trimite la CCR ca să ne spună că totul este în regulă, că sistemul este validat, este verificat și că, de fapt, legea permite. Evident că legea permite și judecătorii Curții Constituționale permit. Dar jumătate dintre judecătorii CCR sunt ei înșiși beneficiari de pensii speciale. Ei nu se află într-o crasă situație de incompatibilitate în momentul în care judecă speța pensiilor speciale? Dacă acea corecție de care vorbeați dumneavoastră ar fi adoptată, și anume să nu beneficiezi de pensie specială dacă faci altceva, să nu de pensie specială dacă faci altceva, atunci n-ar mai exista această anomalie. Pentru că asta ar însemna că nu poți să cumulezi în situația asta pensia de serviciu cu altă retribuție. Dar și să-mi spuneți că legea permite să fie și judecător constituțional și pensionar special. Aici cred că dacă legea ar fi amendată, nu s-ar putea spune că e neconstituțională. Deci cum ieșim din această dilemă? Prin curaj. Curajul spuneam mai devreme, dilema asta nu este o dilemă rațională. Este un nod gordian. Are cineva curajul să taie nodul gordian? Cum spuneam mai devreme, mi se pare că cele două partide aflate la guvernare, cele două partide principale, PSD și PNL, nu prea au curajul. Încearcă fiecare să îndemne pe celălalt să ia sabia să taie nodul gordian. În momentul ăsta, domnule Stoica, pare că PNL-ul, că am mai discutat despre relația dintre cele două partide, PNL-ul e în avantaj. Mai poate să amâne cartoful ăsta fierbinte câteva luni până vine domnul Ciucă și să-i lase în braț. Ei, aici deja intrăm într-o chestiune de strategie electorală gândită cu anticipație. Pentru că, în mod normal, strategiile electorale trebuie să fie la anul. Dar la noi sunt deja de un an și mai bine. De când s-a format această coaliție, logica electorală a atitudinii celor două principale partide predomină în raport cu logica guvernării. În final, când ai o logică electorală cu anticipație, care sacrifică logica guvernării, risc să pierzi și cred că și PSD și PNL ar putea să piardă. Și într-adevăr, PSD se teme, cum ziceți, de momentul rocadei primului ministru, pentru că atunci o să se vadă că responsabilitatea principală este a PSD-ului, așa cum acum imaginea publică e că principalul responsabil e partidul care are prim-ministru, adică PNL. Acum n-aș vrea să fim naivi, eu cel puțin nu mai sunt naiv de mult. Nu văd care sunt oamenii politici din cele două partide cu luciditate și curaj care să nu sacrifice logica guvernamentală în favoarea logicii electorale. Nu văd care sunt acei oameni politici curajoși care să spună chiar dacă pierd electoral, eu țin seama de logica guvernării, care înseamnă, de fapt, logica intereselor reale ale electoratului. Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de noi.
Ne-am întors, continuăm discuția cu Valeriu Stoica, invitatul de astăzi de la În fața ta. Domnule Stoica, discutam despre politică și logica electorală a actului de guvernare. Asta era sintagma pe care dumneavoastră o foloseați. Avem însă un nou jucător pe care îl vedem până una alta foarte, foarte bine în sondaje. Un jucător pe scena politică românească, reprezentant al unei mișcări naționaliste, suveraniste, această formațiune, AUR. Ați văzut în ultimele sondaje de opinie, probabil, 19 și ceva la sută, nu? Acolo, aproape de PNL, care are 20. L-ar poziționa mai mult. Deci acest partid a ajuns să fie la fel de, la fel privit cu ochi de românii care, sau de același număr de oameni care se uită și la PNL. Aproape al doilea partid în această țară. Într-un fel, deși speram să nu se mai repete istoria, într-un fel istoria se repetă. Mai ține minte ce se întâmpla în anii 90 și mai ține minte ce s-a întâmplat chiar până în anul 2004, când PRM avea o cotă asemănătoare. Iar în 2004, nu în 2000, iertați-mă, în 2000 PRM a avut această cotă de aproape 20%, iar candidatul partidului PRM de la acea perioadă a intrat într-o doilea legi europene. Finalea Ilescu cu Vadim. Da. Este același joc pe care îl făcea PDSR atunci, îl face PSD acum, cu AUR? Nu exclud acest joc periculos. Poate că în PSD există strategii asunși care gândesc în acest fel. Dar o asemenea gândire pentru PSD este la fel de periculoasă ca și pentru PNL. Adică efectele vor fi la fel de drastice pentru PSD ca și pentru PNL. Nu cred că se mai repetă istoria din 2000, când într-adevăr PSD a fost marele câștigător al acestui joc care a umflat PRM foarte mult și în final, cum bine știm, Iliescu a câștigat alegerile prezidențiale fără probleme, iar PSD a avut și el un scor foarte bun. Pericolul e foarte mare acum. În primul rând pentru că cele două partide sunt împreună la guvernare. În 2000 PSD era în opoziție. Ca urmare, e greu de crezut că în perioada care a rămas până la alegerile parlamentare și prezidențiale, PNL și PSD vor putea să oprească creșterea AUR dacă vor continua cu acest joc în jurul cartofului fierbinte. Dacă nu vor avea curajul să facă ceea ce trebuie să facă în perioada care a mai rămas până la alegerile parlamentare, riscul foarte mare e ca încet, încet AUR să mai crească. Din păcate, nu este singura țară în care extrema dreaptă crește. Există un fenomen european. Dar în contextul geostrategic, geopolitic actual, acest pericol este cu atât mai mare. Pentru că eu știu, am toate suspiciunile, ca să nu spun informațiile, că toată această dreaptă extremă europeană de-a lungul timpului a făcut un joc antidemocratic, un joc împotriva democrației constituționale, un joc care a fost foarte bine privit și de Rusia și de China și de cei care nu iubesc democrația constituțională. Vă întrebați înainte de pauză unde este sau cine ar putea fi acel lider politic care să-și asume tăierea pensiilor speciale. Pentru că, așa cum remarcați, toată lumea se uită pe sondajele de opinie, toată lumea se gândește la anul electoral 2024. Pot să vă dau eu un exemplu. Da, AUR un om vrea asta. Politic. AUR nu, vrea asta, da. Nu, altcineva. Așa. Un om politic foarte important în România, care nu are alegeri de câștigat în 2024. Și care ar putea să-și asume această reformă. Vă ascult. Președintele Klaus Iohannis. Bun, acum
putem face speculații la ora asta. A mai fost un președinte care și-a asumat tăierea de salarii și de pensii la un moment putem să facem și speculații. Eu nu spun Traian Băsescu. Să glumim. Adică vedeți același tip de om politic în președintele Iohannis și în președintele Băsescu? Mi se pare că au aceeași vână, ca să spun așa. Mi se pare că președintele Iohannis în mijlocul mării, în furtună, ar lua niște decizii ori, adică ori se scufundă corabia, ori scăpăm. Traian Băsescu a avut o psihologie de capitan de vas. El, în momentul în care a fost criza economică anterioară și când s-a pus problema păstării echilibrilor macroeconomice ale României, a gândit așa: ori eu, ori salvăm sistemul. Și dacă pierd eu, dar salvăm sistemul. Erau într-un fel într-o poziție asemănătoare, pentru că am și președintele Băsescu și sunt în al doilea mandat. Exact. Dacă era un primul mandat, ai fi spus: domne, să gândesc să nu piardă alegeri. Exact, nici Băsescu nu mai avea altă opțiune de a candida. Și atunci a asumat cu tărie, l-a sacrificat și pe Boc, e adevărat. Și Boc merită toată aprecierea noastră, pentru că a avut curajul să facă lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, Traian Băsescu a gândit, dar trebuia să facă guvernul această reformă atunci. Și a făcut-o. Deci situațiile sunt similare. Nu mai avem un capitan de vapor. Situațiile sunt oarecum similare, așa cum remarca și dumneavoastră. Ce avea Traian Băsescu și nu are Klaus Iohannis? Sau ce lipsește președintelui actual să ia astfel de măsuri de reformă? Păi, am spus mai devreme, într-un caz al președintelui Iohannis este rezervă, cumpătare, așteptare, tergiversare. Nu știu, că am avut odată un antrenor de fotbal, Angelo Niculescu, nu mai țineți minte, nu știu dacă erați copii atunci. El era părintele strategiei de joc a temporizării. Nu dăm gol, nu ne ducem la înaintare, plimbăm mingea în mijlocul terenului și dacă cumva scapă cineva să dea gol, bine, dacă nu, noi ne jucăm la mijlocul terenului. Klaus Iohannis este un Angelo Niculescu al României de astăzi. Temporizează jocul. Bun. Ceea ce uneori va da rezultate. Cel puțin pentru cariera lui politică. Cu această politică de temporizare a câștigat din 96, parcă nu, 3 mandate de primar la Sibiu, după aceea 2 mandate de președinte al României. S-ar putea zice că e un joc câștigător. Cum spunea cineva, președintele Iohannis este ca șoferul care merge cu 30 la oră și prinde toate stopurile pe verde. Da. Nu va avea și el un roșu la un moment dat? Păi acum, dacă funcționează logica politică de până acum, după al doilea mandat, ar trebui să fie stopul roșu. Acum să știți că, tot gândindu-mă la traseul ăsta din 96 și până acum, numai pe verde, mă întreb, ce stop verde mai există? La un moment dat s-a vehiculat ideea unei linii verzi pe traseul european. Spre NATO, citeam azi dimineață. Și pe NATO. Acum, nu știu dacă acele linii verzi mai există sau dacă au existat vreodată. Dar cine știe? Acum mai există și speculația care se tot vehiculează. Ce oprește pe Traian să fie prim-ministru în viitor? Unde se vehiculează? Și pe la dumneavoastră, jurnaliștii, faceți asemenea speculații. Și prin partid? Printre poștii dumneavoastră colegi din PNL? Am auzit unele, cum să le spun eu, speranțe și temeri. Speranțe și temeri. Domnule Stoica, vorbeam despre alegerile, pentru că toate calculele se fac cu un ochi la alegerile de anul viitor. La președinția anul viitor, excludeți repetarea unui scenariu Iliescu-Vadim, adică un candidat PSD și un candidat AUR? Nu exclud această variantă.
dar e foarte greu ca PSD să aibă un candidat care intră în turul 2. Că dacă va avea un candidat care intră în turul 2 și ar fi un candidat de la ori în turul 2, atunci, fără doar și poate, ne vom încolona să votăm candidatul PSD. De ce e atât de greu să intre PSD în turul 2? Că ei au tot prins turul 2. De când e PSD-ul PSD? Da. Da. Nu prea văd un candidat de turul 2 la PSD acum. Mărturisesc că asta este ceea ce mă îndeamnă să fac acest condițional optativ. Dacă dar la PNL vedeți? Aici este partea proastă. Că în afară de Nicolae Ciucă nu văd pe altcineva în momentul ăsta, iar Nicolae Ciucă, după ce nu va fi prim-ministru, s-ar putea să nu mai aibă cota de cribate pe care o are acum. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Acum, dacă ne gândim la viteza de 30 la oră și la stopul verde, cine știe, poate că o să prindă Nicolae Ciucă linia verde cu 30 la oră. Bun. Până la prezidențiale, însă, sunt niște alegeri parlamentare importante. Rămâne de văzut dacă până sau odată cu. Sau odată cu. Iată, este o chestiune netranșată. Încă mulți își doresc să fie odată cu. Felul în care va arăta însă Parlamentul ne este limpede acum, putem să ne uităm și la sondaje, va fi diferit. Mai greu vei avea majorități și oricum zona asta de extremism, naționalism, va avea un cuvânt puternic acolo. Va schimba asta traiectoria României? Că știți, mulți cetățeni stau și spun așa, da, domne, nu mă interesează să fie în Parlament treaba lor. Este marele semn de întrebare, marea îngrijorare și reiau ideea pe care o spuneam mai devreme, nu e doar pentru România această îngrijorare. Pentru că se dau două mari bătălii în momentul de față. O mare bătălie geopolitică, se restructurează lumea, și o mare bătălie în interiorul democrațiilor constituționale. Problema este dacă această reașezare a linilor de forță în câmpul geopolitic va fi dublată de o reașezare a linilor de forță în fiecare națiune democratică. Și din păcate, ce se întâmplă în România cu această ascensiune a extremei drepte, se întâmplă și în alte țări. Sau în alte țări se întâmplă nu cu extrema dreaptă, cu o extremă stângă sau cu niște mișcări browniene care n-au niciun fel de țintă clară și niciun fel de strategie politică limpede. De exemplu, în Statele Unite vedem un fel de mișcare browniană foarte ciudată. Dacă nu ne trezim, și când spun asta mă refer nu numai la oamenii politici din lumea liberă, mă refer și la cetățenii din lumea liberă. Dacă nu ne trezim și nu vedem că miza este libertatea noastră, s-ar putea să o pierdem. Pentru că recenta întâlnire dintre președintele Rusiei și președintele Chinei, chiar dacă la prima vedere nu arată o prietenie foarte puternică, cel puțin simbolic afișează o coaliție împotriva democrației occidentale, împotriva libertății până la urmă. Și dacă avem în vedere și alți sateliți din jurul acestor două țări, asta înseamnă că această reașezare a linilor de forță în câmpul geopolitic, dacă va fi urmată și de o schimbare a simpatiei pentru libertate în fiecare țară din Uniunea Europeană și din lumea aceasta liberă, am în vedere și America de Nord și Australia și țări din Asia, asta înseamnă că privim în viitor cu foarte mare frică, foarte mare îngrijorare. Ultima pauză a discuției noastre, ne întoarcem pentru scurte concluzii, rămâneți alături de noi.
Ne-am întors, Valeriu Stoica, invitatul zilei de astăzi. Ultima întrebare, domnule Stoica, de fapt o continuare a concluziei pe care ați început să o descrieți înainte de a lua scurta pauză. Vin pentru România niște ani confuzi, amestecați, pentru că alegerile întotdeauna aduc astfel de poziționări, nu doar pentru România însă. Ce se întâmplă la nivel internațional, războiul de lângă noi, felul în care se așează geopolitica și geostrategia la nivel internațional, ar putea influența și zona asta electorală din România în vreun fel sau altul? O influențează deja. Și nu de astăzi, și nu de când a început războiul, chiar mai demult. Până la urmă, războiul din Ucraina nu are doar o componentă militară. Deși e foarte importantă și, până la urmă, de componenta militară depinde și celelalte componente. Și dacă Statele Unite, Occidentul, ezită să dea sprijin militar din ce în ce mai puternic în continuare, riscurile sunt foarte mari pentru celelalte componente. Pentru că după aceea este o componentă politică. Și vorbeam mai devreme despre faptul că se reașează linia de forță în câmpul geopolitic. Riscul este să câștige tot mai mult teren forța antidemocratică, forța dictatorială care există în lume în momentul de față. Există după aceea o componentă diplomatică. Cum vor reuși să găsească soluții, mai întâi cei implicați în conflict, pentru a ajunge la o pace? Și văd că există niște reașezări din partea diplomației americane. Diplomația occidentală a fost slabă mai tot timpul și ăsta este un mare risc. Nu trebuie cedat diplomatic. Și mai există după aceea componenta strict juridică. Faptul că președintele Putin a fost tratat ca un criminal la Tribunalul Internațional și există un mandat de arestare pe numele lui, chiar dacă este o chestiune simbolică, ar putea să arate o anumită tendință de solidarizare și la nivel diplomatic, și la nivel politic, și la nivel militar. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, atunci mai avem o șansă. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Valeriu Stoica. Mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!